anul teribil al meteorologilor, revine gerul în România. Ce temperaturi și ce fenomene vom avea în următoarele zile? Vremea va deveni deosebit de rece la scara întregii ceri începând de sâmbătă după amiază, cu valori termice ce vor coborî chiar sub linierei cu 10 la 11 grade față de cele din aceste zile, în timp ce precipitațiile prognozate vor fi sub formă de ploaie, la povic sub linierei ninsoare sub linierei se vor semnala în majoritatea regiunilor, inclusiv în București sub linierei, a declarat, joi, pentru Ager Press, Mihai Hustu. Tiu, meteorolog de serviciu în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie, ANM. Vremea rămâne cald până sâmbătă, inclusiv. În mare parte din car temperaturile se mențin peste mediile perioadei. Ei ajung la 19 la 20 de grade, chiar 22 de grade, în partea sud-estică a cerii. Precipitațiile subliniere treptate până sâmbătă, în general slabe, vor ocupa treptat suprafețe mai extinse din partea de vest a cerii, cu cantități ce nu dep subliniere iesc decât izolat 15 la 20 litri /mp. De sâmbătă după amiază, sâmbătă seara, vremea se rece subliniere T, la început în partea de nord a Moldovei. Acolo, temperaturile nu mai trec sâmbătă la amiază de 4 la 5 grade. Pe acolo va pătrunde masa de aer deosebit de rece ce va cuprinde mare parte din continent. Tot în partea de nord a Moldovei precipitațiile subliniere treptate se vor transforma, din seara zilei de sâmbătă, în la povic sublinierei chiar ninsoare. Foarte posibil se va depune sublinierei strat important de zpad, în vreme ce în vest sublinierei nord-vest până duminica subliniere tepme ploi însemnate cantitativ. Local, vor fi cantități de peste 25 la 30 de litri /mp. Asta pentru ce regiunile intracarpatice sunt cumva adpostite în prim fază de aerul acesta deosebit de rece, a explicat Hu subliniere Tiu. Specialistul ANM a menționat, totodată, ce masa de aer rece va cuprinde treptat sublinierei celelalte zone ale cerii, începând de duminic, inclusiv București subliniere Tiul. Aici, dacă sâmbătă vor fi în jur de 19 grade, duminic nu vor fi mai mult de 6 grade. Posibil ca sublinierei în capital, de duminic după amiază, să fie intensificarea vântului, iar ploaia subliniere treptat să se transforme în la povic sublinierei ninsoare. Este de vreme să ne pronunțăm asupra depunerii de strat de zpad. În partea de sud a cerii, la început vor fi mai ales ploi, însă de duminic seara probabil ce precipitațiile se vor transforma în la povic sublinierei ninsoare, a spus Mihai Hu subliniere Tiu. Potrivit sursei citate, la nivel comparativ, dacă vineri, în Moldova, se vor înregistra 13 la 14 grade, sâmbătă la amiază nu vor fi mai mult de 2 la 3 grade, deci, mai mult de 10 grade diferent de la o zi la alta. Trecem de la o vreme deosebit de cald la o vreme neobișnuită subliniere numit de rece. În mod normal,
În această perioadă ar trebui să avem temperaturi între 7-14 grade. La nivelul săptămânii viitoare, însă, vom avea valori termice cuprinse între -6-6 grade, cu cele mai coborâte temperaturi în nordul Moldovei. Pe timpul nopții este posibil ca temperaturile să coboare chiar spre limita zerului, până la -10 grade, în special în partea de nord-est a țării, a spus meteorologul ANM. Vestea proastă este ce vremea capricioasă se va menține pe tot parcursul săptămânii viitoare, în jurul datelor de 25-26 martie. Această vreme neobi subliniere nuit de rece pentru această perioadă se va menține aproape toată săptămâna viitoare. A subliniere acum sublinierei Organizația Meteorologic Mondială a menționat, va fi un val de frig ce va persista până undeva spre 25-26 martie, acea subliniere evoluție fiind a subliniere teptat sublinierei în România. Vom avea, deci, săptămâna viitoare, temperaturi sublinierei cu 10 grade mai coborâte fac de normalul acestei perioade. Temporar, vom mai subliniere tepta precipitații în mare parte din car, atât sub formă de lapovic, cât sublinierei de ninsoare. În plus, odată cu pătrunderea de aer rece, vântul se va intensifica în mare parte din car, mai ales în zonele de munte, dar sublinierei în regiunile estice, sublinierei sud-estice ale țării, sublinierei care vor depă sublinierei la rafal 60-70 km pe oră, amplificând sublinierei mai mult senzația de frig. A subliniere tept me precipitații în special pe partea de sud a țării, pentru ce dinspre bazinul Mării Mediterane vor veni cicloni atmosferici care vor afecta sublinierei cara noastră, cu precădere partea de sud, unde temporar vor fi precipitații sub formă de ploaie, dar sublinierei lapovic sublinierei ninsoare. Ar fi mai degrabă o vreme de iarnă decât una de sfârșit sublinierea IT de martie, a subliniat HU sublinierea TIU.